Am revenit la Romexpo în această ediție specială a emisiunii Market Report. Discutăm despre agricultură, industria alimentară, despre procesatori, dar și despre distribuitorii de utilaje pentru agricultură. Avem însă o secțiune specială dedicată despre grupurilor de acțiune locală și îi prezint pe invitații noștri de astăzi. O să încep cu domnul Alexandru Potor, președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală din România. Bună ziua, domnule Potor, am venit. Alături de noi se află doamna Rodica Lăzăriciu, vicepreședintele Federației Naționale. Bună ziua, domnule Lăzăriciu, bine ați venit. Și în continuare rămas și ne bucurăm că alături de noi domnul Nicolae Popa, director general adjunct la APDRP, Agenția de Plăți, Dezvoltare Rurală și Pescuit. Vă salutăm încă o dată. Se află alături de noi și colega mea, Mihaela Revenda, Prevenda, realizator emisiunea România Agricolă. Bună ziua, Mihaela, în toată prezență. Să începem cu o scurtă prezentare a ce înseamnă Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România. Ce își propune, ce faceți și cum faceți? Înainte de toate ar trebui să vorbim despre grupurile de acțiune locală. Acestea sunt entități parteneriate public-private, care sunt compuse în majoritate din agenți economici, reprezentanții ONG-urilor și autorităților publice locale dintr-un teritoriu, care au ca rol... Sunt axate strict pe agricultură? Agricultură și dezvoltarea rurală. Oarecum dezvoltarea rurală este mai complexă decât agricultura, pentru că include și partea de investiții, de infrastructură, pentru că galurile dau finanțări și pentru partea de infrastructură edilitară, dar și pentru alte tipuri de proiecte, cum ar fi cele de training, pregătirea populației, celor care, fermierilor, să spunem în felul ăsta, și proiecte de cooperare, bineînțeles. Deci e un organism mai complex care gestionează fonduri care sunt primite de la Uniunea Europeană pe axa 4 LIDER din Fondul European de Dezvoltare Rurală. În România sunt 163 de galuri, asemenea entități, care sunt reunite la nivelul Federației Naționale Legal, pe care eu o reprezint alături de doamna Rodica Lăzăriciu și mai sunt și alți vicepreședinți zonali. Doamna Lăzăriciu este vicepreședinte pe zona Nord-Vest. Sunteți vicepreședinte pe zona? Nord-Vest. 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 Cum merge treaba în Nord-Vest? Foarte bine merge treaba în Nord-Vest, deși, din punct de vedere geografic, abordarea este diferită puțin față de restul țării, în sensul că ponderea măsurilor pe care noi le finanțăm sunt cele legate mai mult de fermele mici, mijlocii, dezvoltare rurală, cu specific local, da. Dar, deși este o instituție nou creată, abordarea LIDER, care înseamnă o abordare de jos în sus, este extrem de benefică pentru microregiune și pentru populație. Când spuneți nou creată, ce înseamnă? Când s-a creat? S-a creat în 2010. Urmând în două etape, practic, galurile au fost înființate în două etape. Deci nou creată pentru România, în Europa funcționează mai de mult, dar în timp scurt am reușit să rezolvăm problemele care ni le-am propus și să ne apropiem cât mai mult. Și întrebarea cea mai dificilă de domnul Pop aici de față, cum colaborați cu APDRP? Evident, aici ajungem. Din acest motiv suntem împreună aici la un dialog. Da, deci colaborăm... Spuneți-ne punctele bune și punctele mai puțin bune, ca să fim așa... Deoarece am început relativ târziu, am avut anumite constrângeri referitor la implementare, în sensul că a trebuit să ne aliniem la ghidurile PNDR, deși strategia noastră viza proiecte de alt tip. Din acest considerent am avut diverse întâlniri și am avut deschiderea necesară din partea APDRP-ului de a lucra împreună pe armonizarea acelor proceduri și metodologii, astfel încât lucrurile să poată funcționa în coerență. Deci deschidere există, să zicem, da? Da, există deschidere, problemele au fost inerente, dar deschidere există și avem norocul că ne consideră un partener de dialog. Imediat, domnul Popa, dar să auzim și opinia domnului Potor, care ne spune care sunt problemele, mai mici, mai mari. Sunt probleme legate de lipsa de experiență în această abordare de jos în sus. Ambele părți au plusuri și minusuri. Și galurile s-au constituit, după cum și colega mea spunea, destul de târziu. A fost o problemă de lansare destul de întârziată la nivel de România acestui tip de proiect. Și atunci experiența a fost redusă și pe partea de autoritate de management și APDRP, dar și în cadrul galurilor. Dar împreună am încercat să găsim soluții pentru deblocarea situațiilor. Bineînțeles, unele dintre ele am reușit să le rezolvăm până în momentul de față, altele nu.
încă sunt situații care ne incomodează foarte mult, dar în cadrul conferinței pe care astăzi am susținut-o, unde și domnul director Popa și domnul director George Turtoi au fost invitați și mă bucur foarte mult că au dat curs solicitării noastre, anumite chestiuni deja s-au clarificat, am primit promisiuni că până spre sfârșitul lunii acesteia, întârzierile care se manifestau la nivelul APDRP în evaluarea proiectelor care sunt înaintate de către... Deci problema principală e tot legată de întârziere. Am discutat un pic mai devreme, revine această tema întârzierii evaluării proiectelor. Domnul Popa, să vedem ce... Bun, ne-ați explicat, mai spuneți-ne. Astăzi, pentru colegii noștri de la GAL. Trebuie să înțelegem că cei de la Comisia Europeană pun un accent serios și un sprijin deosebit pentru GAL-uri, deci pentru AXA Leader. De ce? Pentru că în viitoarea descentralizare, în viitoarea regionalizare, GAL-urile vor deveni niște instituții care vor gestiona fondurile europene extrem de importante pentru zona respectivă, pentru comunitatea locală, pentru că noi, într-adevăr, APDRP-ul finanțăm proiectele mari de milioane de euro, dar noi trebuie să înțelegem că nu cunoaștem totul sau nu putem acoperi totul. Și ei vor fi cei care vor acoperi toată paleta de nevoi, de probleme cu care se confruntă comunitatea locală. Deci ei se vor transforma în viitorul nu prea îndepărtat în mini-agenții care vor gestiona de la cap la coadă aceste fonduri europene. Perfect. Arhitectura programelor pe Mihaela Prevenda. Vreau să nu uităm totuși că mediul rural, mediului rural, îi lipsesc micile afaceri. Ok, poate în fiecare sat există o fermă, nu știu, vegetală, cultură mare, fermă de animale, dar ne trebuie la sate și, nu știu, un dispensar, o cizmărie, o croitorie. Aceste mici afaceri pot fi aduse prin grupurile de acțiune locală și prin ei. Adică chiar pot dezvolta acest segment, mediul rural. Exact. Și cu atât mai mult galurile, spre deosebire de oficiile teritoriale, care oferă efectiv finanțare, noi venim pentru beneficiarii noștri cu un sprijin în plus. Suntem fiind foarte aproape de ei. Avem și programe care, de exemplu, programele sau proiectele de cooperare, ne permit fermierilor să-i promovăm. Deci nu le dăm doar bani să se dezvolte, cu aceste proiecte de cooperare și proiecte de instruire, suntem mult mai aproape de ei în a utiliza investițiile realizate cu folos și a se dezvolta. Deci, promovarea produselor lor este o problemă reală și noi venim în acest sens în întâmpinarea lor. Nu este suficient să investească pentru o afacere, dar este extrem de important să aibă și posibilitatea să-și vândă produsele. Și aici ne referim la cei care au produse tradiționale. Exact. Produsele tradiționale, turismul local, valorificarea resurselor naturale, artizanatul, meșteșugurile, toate aspectele culturale și sociale de infrastructură mică, care nu au putut fi finanțate prin PNDR, monumente istorice, cămine culturale, tradiții, toate acestea se finanțează prin galuri și prin lider. Asta nu înseamnă că paleta de activități și de intervenție galului nu este extinsă și la investițiile concrete pentru modernizarea fermelor și la instalarea tinerilor fermieri sau pentru proiectele de semisubsistență. Asta vreau să vă întreb. Dacă se uită acum la noi cineva dintr-un sat, da, și nu are foarte mulți bani sau deloc, este tânăr, a terminat și o facultate și vrea să-și facă, nu știu, produse tradiționale sau vrea să-și facă o mică pensiune, se poate îndrepta către dumneavoastră? Da, absolut. Cea mai simplă care soluție sunt pașii? Ar fi să intre pe internet, să viziteze site-ul Federației, unde sunt înscrise toate galurile din România. www.fnegal.ro este pe bannerul din spate. Acolo sunt înscrise toate galurile din România, ca și poziționare, cu adrese de contact, cu persoane care pot să răspundă întrebări. Vor verifica dacă localitatea în care sunt se regăsește în cadrul teritoriului GAL, contactează managerul, responsabilul tehnic de la galul respectiv și solicită o întâlnire pentru a discuta despre posibilitatea finanțării investiției pe care și-o dorește. Fie că e vorba de turism sau o investiție nouă agricolă sau orice altceva,
la nivelul Galului se analizează în conformitate cu strategia care a fost deja adoptată, pentru că trebuie să spunem că la momentul de față strategiile sunt adoptate și sunt în curs de derulare. Se identifică proiectul pe care... Se analizează la nivelul grupului de acțiune local, de, la nivel de jos, să zicem. Da, absolut. Mai întâi, acolo, da? În contact direct cu beneficiarul. Asta este un mare avantaj în comparație cu... vine egal în plus cu un avantaj față de metoda, să spunem, tradițională, generală, de acordarea fondului. Și analiza ce vizează? Dacă nu sunt prea multe oferte sau cereri de acel tip? Analiza, în prima fază, va indica dacă tipul de proiect pe care și-l propune beneficiarul respectiv se încadrează în strategia de dezvoltare locală, pentru că asta este primul pas. În general, majoritatea proiectelor se regăsesc în strategie de dezvoltare locală, pentru că aproape toate galurile și-au pus proiecte echilibrate și pe partea de dezvoltare de servicii non-agricole, și pentru turism, și pentru infrastructură și așa mai departe. Deci a depășit acest pas, se încadrează strategia. Urmărește momentul în care se lansează apelurile de depunere a proiectelor la nivelul galurilor, care nu sunt concomitente cu APDRP. Deci galul, după cum domnul director spunea, funcționează cu o entitate complet separată, din perspectiva autonomiei lansării acestor proiecte. Bun. Depune proiectul la nivelul galului. Cum faceți promovarea lansării acestor apeluri? Fiecare gal are mai multe instrumente de promovare. Fie prin televiziunea locală, radio local, ziarul local, site-ul și noi prin PNDR vin în sat. Absolut. Și caravana PNDR, care a fost inițiată de APDRP, a fost un bun prilej de susținere a activității galurilor. Depune proiectul la nivelul galului, se face o analiză proiectului din punct de vedere al criteriilor de conformitate și selecție și se dă un raport de selecție care se înaintea către APDRP. APDRP face o ultimă viză finală pe parte de conformitate și eligibilitate, nu selecție, pentru că selecția rămâne la nivelul galului și îndreaptă beneficiarul respectiv către semnarea contractului și implementarea proiectului. Sunt niște mini-APDRP, cum să le numim? Trebuie să facem o completare și mă iertați că intervin. Noi finanțăm și atunci... Da, trebuie spus că valoarea maximă a unui proiect pe gal este de 200.000 de euro, la care se adaugă cofinanțarea din partea beneficiarului de 200.000, deci maxim 400.000 de euro. Este adevărat, aici se adresează cei mici, cei mărunți, cum se spune, și aici este rolul și, dacă vreți, importanța lor. Pentru că îi ajutăm pe cei mai mici care să devină și puternici, să iasă pe piață, cum se spune. Este adevărat, la început au fost probleme. Noi am avut cu dânsii și discuții foarte multe legat de rezolvarea problemelor. Pentru că, fiind un început, normal că au apărut referendumul. De adevărat, noi am avut măsurile, ghidul solicitantului, procedurile pe care trebuie să respectate în funcție de condițiile, de regulamentele, de legislația națională, de legislația europeană, dar cu multă răbdare, cu mult tact și cu înțelegere și de la ei, toate s-au așezat. Este același ghid ca și la celelalte măsuri? În prezent. Ar trebui să fie diferit, că totuși vorbim de alt fel de afaceri. Ar trebui. Deocamdată asta a fost... Poate din 2014 să fie. Poate din 2014. Deci au venit deja cu un set de propuneri, de sugestii în privind construcția viitoare și... Vedeți că ne vedem anul viitor la Indaga la toată informația aceasta. Trebuie să ne spuneți că s-au luat... Să vedem dacă am respectat promisiunea sau... Exact. În mod sigur, domnul director Popa, ceea ce a promis totdeauna și realizat și din punct de vedere, eu pot să certific... Ce probleme am avut cu dânsii acum și le avem în continuare, dar sperăm să le rezolvăm în cel mai scurt timp, maxim 2 săptămâni, e problema contractărilor, unde se așteaptă foarte mult, uneori chiar și câteva luni de zile. Noi ne-am organizat și am luat toate măsurile să scurtăm această perioadă la minimul necesar, noi am zis de 30 de zile, ținând cont de faptul că după 5 noiembrie, 7 noiembrie, terminăm cu evaluarea tuturor proiectelor care le avem noi pe o programă 2007-2013 și ne vom îndrepta toată atenția și efortul pe contractarea rapidă, de evaluarea și contractarea rapidă a proiectelor care le avem noi în analiză. Domnule Potoram, și o întrebare pe care am primit-o din teritoriu. În județul Alba, pe aceste grupuri de acțiune locală, s-au încercat niște proiecte pentru fotovoltaice, parcuri fotovoltaice. Se pare că conducerea de acolo nu e
interesată de proiectele astea, parcuri fotovoltaice, de la APDRP am înțeles că sunt, acolo am înțeles că sunt problemele. Chiar la dumneavoastră în Alba, da. S-au mai făcut în alte părți parcuri fotovoltaice? De ce nu se vor? Din câte știu eu, acum nu știu care e situația concretă la APDRP, pentru că asta este o altă instituție față de noi. Parcurile fotovoltaice sunt finanțabile, dar ca și componentă adiacentă la alte investiții și nu investiții de sine stătătoare în cadrul unui proiect european. Știu că alte țări care implementează Fondul European de Dezvoltare Rurală și știu cazul Bulgariei, au permis finanțarea parcurilor fotovoltaice prin Fondul European de Dezvoltare Rurală. Vorbim de Fondul European de Dezvoltare Rurală. Cred că asta este motivația pentru care speculez, nu știu foarte bine care este situația. Da, la noi în țară a fost eligibil doar prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Deci, prin dumneavoastră nu se pot. Deci, până la urmă, APDRP-ul nu cred că are o vină concretă, atâta vreme cât modul în care a fost făcut designul Planului Național de Dezvoltare Rurală nu cuprindea de sine stătător ca proiect pentru energie regenerabilă din panouri fotovoltaice, dar oricum, cred că această investiție era eligibilă dacă era însoțea o altă investiție de, să spunem, dezvoltarea fermelor și așa mai departe, o componentă de asigurare de investiții regenerabile. Trebuie văzut un pic. Eu aș, dacă mă lăsați un pic, aș vrea să fiecare dintre dumneavoastră să ne dea un exemplu de un tânăr care a reușit prin dumneavoastră să-și facă și ce investiții a reușit să facă acolo în mediul rural și cât l-a costat. Da, eu vă pot să dau un exemplu la galul pe care îl conduc. Avem propunere pentru un proiect de servicii non-agricole pe măsura 3.1.2. Un tânăr care își face o spălătorie într-o localitate rurală. Finanțarea este destul de redusă pentru o asemenea investiție, iar el a considerat că poate să acceseze fondurile prin intermediul galului Dunărea de Jos. Asta este cazul pe care vorbeam. O persoană 32 de ani. Investiția este în jur de 33.000 de euro valoare totală a proiectului, din care 70% este grant. Asta este regula de aplicare. Bun, și doamna, e o spălătorie nu auto, o spălătorie... Pare, spălătorie auto. Este o spălătorie auto. Și am fost foarte mulțumit de lucrul ăsta, că se oferă niște servicii care... Vorbim chiar de servicii care nu există la un moment dat în mediul. Dacă era o dezvoltare în acea zonă, în acea comună, e foarte binevenit. Și doamna Răzăriș, dacă mi se dă un exemplu care vă vine acum în minte. Da, noi am încercat, de exemplu, de o altă măsură, 3.1.3, să valorificăm resursele naturale. Mă refer aici la Țara Oașului, care este un brand, dar din păcate prea puțin cunoscut, adică se confundă cu Maramureșul. Avem multe resurse naturale, ape termale, ape sulfuroase și am încercat pe 3.1.3 să încurajăm valorificarea acestor resurse, mai puțin pensiunile, ci baze de agrement, baze care să poată pune în valoare, așa, cu sume mici, relativ până la 100.000 de euro. Sperăm să completăm în viitoarea locare dezvoltarea acestor centre, că este un plus valoare pentru potențialul zonei. Da. Domnule Potorim, am o curiozitate, pentru că Mihaela Prepeta m-a întrebat de lucruri concrete, foarte bine că se întâmplă așa, dar mai devreme m-a întrebat și pe domnul Cupa despre cifrele mari. Dați-ne și noastră niște cifre mari, pentru că acum, dacă ați intrat în jocul ăsta, trebuie să avem cam cifra mare, cam unde sunteți. Cam 456 de milioane de euro reprezintă suportul, grantul total al Uniunii Europene și a statului român în sistemul galului. Deci pentru toate cele 163 de galuri... Anual sau... Nu, la nivel de program. Deci, la 450 de milioane de euro. 456 de milioane de euro, la care se adaugă cofinanțarea privată. Din estimările noastre se ajunge la o sumă de aproximativ 700 de milioane de euro, care va fi împărțită în proiecte micuțe. Mulți beneficiari care vor putea să ajungă la fondurile astea și în afară de asta, o altă chestiune pe care am discutat-o chiar în cadrul conferinței. Fiind proiectele mai mici, se ajunge la un standard de cost în cadrul acestor proiecte incredibil de mic. Am văzut proiecte de 60-70.000 de euro de eficiență. O renovare de cămin cultural, o asfaltare pe o distanță de, nu știu, un kilometru, 800 de metri, care au fost făcute cu foarte puțin bani. Și s-a dovedit că cu puțin putem să facem foarte mult. Haideți să privim un pic înainte. Domnule Popa, cum va arăta
în 2014-2020 acest tip de colaborare cu, să spunem, galuri, grupuri de acțiune locală. Ați creunat câteva mai devreme, dar mai dați-ne câteva repere dacă măcar le gândiți dincolo de a depune efectiv după aceea în acțiune, cum să spunem. Da, în primul rând ne gândim foarte serios, având în vedere importanța lor și faptul că s-au implicat foarte mult în comunitatea locală. Sigur, va trebui să mărim numărul galurilor, asta ne-a cerut și cei de la Uniunea Europeană. Deocamdată sunt 163 și acoperă 65 sau 70%. Nu trebuie să... După 2014, imediat trebuie să reautorizăm și celelalte galuri, încât să acoperim toată suprafața României, pentru că ele vor deveni foarte importante, în primul rând. În al doilea rând, din cele 7,1 miliarde cât avem la dispoziție pe viitorul program, minim 5% trebuie să redirecționăm către galuri. Asta înseamnă minimum 350 de milioane euro. Da. Dar, sigur, cifra nu este bătută în cuie. Să discută, să rediscută, vom ține cont și de propunerile lor, vom negocia, că asta e principiul democrației, să negociem și să discutăm la masa dialogului și sperăm să asigurăm o sumă satisfăcătoare pentru a desfășura activitatea în bune condiții în perioada următoare. Și noi susținem cererile lor și mă gândesc că vom avea audiență la... Da, scuze-mă, Mihaela, dar mai am o întrebare apropo de strategie, pentru că vorbeam în prima parte a emisiunii despre ideea de a face un pic de ordine în balanța asta comercială, adică de a încerca să nu mai importăm atât de multă carne de porc, spre exemplu. Avem o idee strategică vis-a-vis de dezvoltarea acestui domeniu? Da. Și care deci, să fie deci și finanțat prin agenție? Noi vom acorda cu prioritate sume de bani din fondurile alocate la Uniunea Europeană pentru fermele de porci, pentru modernizarea fermelor de porci, pentru cei care au două capacități, două grajduri de creștere a porcilor, să-i dăm posibilitatea cu prioritate și cu un punctaj tot așa prioritar, să-i dăm posibilitatea să mai construiască al treilea grajd cu trimitere și cu obiectivul clar pentru reproducție. În așa fel încât cel care fermierul să-și poată asigura pentru creștere, să nu mai importe, care e 85 de euro acum dacă importăm, așa, și pe noi, dacă s-a făcut o simulare la nivelul ministerului, dacă vom reuși cu acest program, ne va costa pur și simplu numai 47 de euro. Mulțumesc, luăm publicitate și revenim aici la Romexpo imediat după această pauză de publicitate.